Marți 1 noiembrie au fost din nou pentru cei din sănătate și pentru pacienți 3 ceasuri rele pentru că nu a funcționat cardul de sănătate. În doar câteva săptămâni, iată că a apărut o nouă situație de nefuncționare a documentului electronic Buclucaș. Informaticianul CJAS, Solin Pepelea, a explicat cauza apariției noii defecțiuni. Da, problema a fost anunțată de către Casa Națională, începând cu ora 9. Și se referă doar la Sistemul Informatic al Cardului Național. Deci, platforma PIAS merge, celelalte servicii, rețeta electronică, SUI-ul, interogarea online, a stării de asigurat, deci doar platforma cardului nu merge datorită unor probleme tehnice la care cei din Casa Națională lucrează acum pentru remediere. Furnizorii de servicii medicale pot prescrie rețete, pot raporta servicii în sistem offline. Aceste servicii se semnează folosind cardul pacienților în sistem online, folosind aplicațiile SUI pe fiecare domeniu în parte. Pentru asigurați, nu ar trebui să fie un inconvenient major acest sistem de lucru offline. Urmând ca, odată cu remedierea problemelor, aceste servicii să apară și în online, urcându-se în sistem ulterior. Cam asta putem să vă spunem, așteptăm și noi alte vești. Da, dar știți că medicii evită să dea rețete offline din cauza faptului că le sunt imputate și din cauza asta... Noi am încercat să transmitem ori de câte ori au fost probleme în funcționarea acestor servicii. Am încercat să sfătuim furnizorii să nu fie atât de reticenți sau evasivi în a lucra în sistem offline. Asta ține acum și de înțelegerea fiecăruia, vă dați seama. Dar noi, ca și casă, am încercat pe cât posibil să mediatizăm și să îndrumăm furnizorii să lucreze și offline în aceste condiții. Practic, sistemul este conceput și așa, dacă din motive tehnice. Și vedeți, acum sunt motive tehnice generate din funcționarea sistemului la CNAS. Dacă la nivelul cabinetelor medicilor de familie există o mare reticență legată de acordarea serviciilor medicale în astfel de circumstanțe, la nivelul Spitalului Municipal de Urgență Roman lucrurile stau altfel, existând înțelegere și pacienții neavând de suferit. Începând cu ora 9, astăzi, în 1 noiembrie, Sistemul Informatic al Cardului Național de Asigurări de Sănătate este indisponibil datorită unor probleme tehnice. Până la remedierea problemelor tehnice, serviciile medicale, medicamentele, dispozitivele medicale se eliberează sau se acordă în regim offline. Pentru transmiterea și validarea serviciilor acordate în această perioadă, vor fi aplicate dispozițiile articolului 199-202, din hotărârea guvernamentală 161/2016, împreună cu articolul 36 din hotărârea de guvern 206/2015, cu modificările și completările ulterioare. Ce presupune acest lucru? Până la termenul de raportare al activității lunare pentru perioada în care au fost constatate întrerupere în funcționarea PIAS-ului, adică a platformei informatice a asigurărilor de sănătate, președintele CNAS va emite un ordin prin care va dezactiva regula serviciile medicale nu au fost raportate în 72 de ore după efectuare, ele putând fi raportate ulterior după remedierea defecțiunii, până la termenul de raportare al activității lunii în curs, deci respectiv până în noiembrie, până pe 4 noiembrie. Am mai avut așa o situație în data de 10-13 octombrie 2016, când s-a înregistrat o defecțiune a Sistemului Informatic Național, iar toate medicamentele, serviciile medicale, dispozitivele medicale prescrise sau acordate în această perioadă au fost acordate offline. După 7 ani de amânări repetate, Cardul de Sănătate, a cărui implementare a costat 184 de milioane de euro, a fost dat în funcțiune în mai 2015. De atunci și până acum, Casa Națională de Sănătate n-a reușit să evite desele disfuncții ale sistemului electronic, care funcționează extrem de greu și cu dese poticneli și blocări. Patronatul medicilor de familie susține că indicațiile prețioase ale Casei Naționale de Sănătate de acordarea serviciilor offline în cazul deselor defecțiuni nu au suport legal, ținând cont că în realitate nu există legislație care să permită decontarea serviciilor medicale cu și fără card. Aceasta este și cauza pentru care medicii de familie refuză să acorde asistență medicală atunci când cardul nu funcționează, spre marea nemulțumire a pacienților.